A venit, dar 350 RON. E mult? E puțin? Acum, atât cât timp a fost căldură, nu pot să mă plâng. Cam la cât v-ați așteptat? Peste două, oricum, dar nu la trei. Trei și, da. Luna trecută am plătit la 311 unități. Am plătit 1.100.000. Așa. Pe noiembrie. Acum, pe decembrie, am plătit 1.650.000. Aseară am plătit. Și? Vi s-a părut mult? Acum ce să facem, domnilor? Asta este. E bine așa. Facturile au fost trimise către populație după data de 10 ianuarie și sunt mai mari decât în prima lună de iarnă. Eu zic că nu sunt facturi mari în condițiile în care au fost furnizat agent termic 24 de ore din 24. Toate temperaturile au fost negative și funcționăm la parametri normali, zic eu. Cea mai mare factură fiind 320 de lei, 3.200.000, cea mai mică și de 50 de lei sunt pe la garsoniere, pe la... Dar în medie noi avem de recuperat de la populație, deci am emis facturi totale pentru cei 1.000 de abonați a noștri și trebuie să încasăm 1.300.000.000 de la populație. Cum era și de așteptat, au mai fost și reclamații, abonații fiind nemulțumiți de modul în care li s-au calculat facturile. Care sunt reclamații, să vină să adreseze la noi, să vedem, poate s-a făcut o eroare din calcul, firma asta face calculele și nu ne dă valorile, noi urmăm să emitem facturile. Au mai fost asemenea greșeli? Au mai fost. Sunt probleme la părțile comunică. Furnizorul de agent termic își așteaptă acum abonații să plătească. Aceștia trebuie să se grăbească pentru că mai e puțin și vor fi facturați și pentru cea de-a doua lună din an.